Iată-ne într-o nouă încercare de a ajunge la Nadăj. Pornim din punctul în care ne-am împotmolit săptămâna trecută. De data asta, bucătarul și gazda noastră, Doru, e hotărât să facă tot posibilul pentru a reuși să finalizeze misiunea. Abandon total. Hai. Așa că ne urcăm într-un autovehicul de teren, încălțat cu roți pe măsură, și o luăm din urma de tractor, plină de apă și nămuri. Imediat, lângă plăcuța de intrare în sat, un grup de voluntari curăță lăstărișul adunat împrejurul ruinelor fostei biserici catolice. Nu la mare distanță, în centrul fostei așezări, tronează rămășițele bisericii ortodoxe. Nadăj, un loc în care natura acoperă cu fiecare zi urmele pe care omul le-a lăsat în trecerea sa. Ce părere ai? La înălțime la Nadăj. La înălțime la Nadăj, uite. Da, e foarte frumos. Am urcat aici sus în pom să vedem o panoramă așa mai deosebită. Asta e punctul de observație, nu? Cine punct de observație? Care dintre fiii satului a mai venit, nu? Sau cum? Exact, să vedem cine a mai venit. Păi da, cam vezi toată vatra satului. Da. Vezi? Da, numai cu ajutorul mașinii de teren am reușit să ajungem. Altfel nu intram nici azi, 100%. Nu, pentru că încă nu s-au tras apele așa cum trebuie. Ne vedem ajunși. Deci azi nu ești tu bucătarul? Nu, azi. Azi e Doru. Bucătorul șef Doru, da. Doru. Păi, eu zic să pe rând, nu deodată, să coborâm. Coborâm și vedem, ce ne pregătește. Sigur. Bine? Eu zic să fii tu primul. Hai că iau eu primul, că sunt de-al casei. Da, că ești de-al casei și știi drumul. Bună ziua! Salut, domnul Doru! Să rămână, doamnă! Bună ziua! Ciao. Am ajuns! Salut! Domnul, prezentările, domnul capitan! Domnul Doru Giuchici, domnul ca și pe mine! Așa! Și buna lui soție! Da, să rămână! Flori! Să rămână! Pare bine! Am venit să deci vedem... Deci domnii sunt gazdele! Exact, gazdele de astăzi, să vedem ce ne pregătesc bun de ciuguleală! Ce v-ați gândit să pregătiți azi? Tot așa o chestie bănățenească sau... Un fel de păpricaș de vită! Un gulaș, da. Un fel de gulaș. Da. Bun. De vită. Bine, facem, nu-i problemă. Deci ce ați pus până acum? Că văd că ați băgat ceva. Am pus niște clisă la topit. Clisă și ulei, bă, că-i. Și ulei, da. După care o să punem ceapa la dinstuit. Mai avem un pic de tăiat. Doamna e cu ardei, cu băbășanii, da? Da, fiecare aici are treaba lui. Câte cepe vin aici cu tata? 4, 5. Ionele, du-te mai pune lemne pe foc. Ionele, fugi la foc, da. Să stinge focul și după aia e păcat. Așa. Deci asta e cam ultima ceapă, nu? Da. E plin aici, frate. Bun, băgați. Lați că pun eu. Ca să nu mai tot faceți tura asta. Așa. Deja m-am specializat, acum dacă tot... Acum punem cea unul la... Știți bancul foc. Cu ceapa? Nu. Nicio. E bun. E bun. Așa. Luăm cea unul. Și îl punem la foc. Asta parcă am mai văzut filmul ăsta. Numai că ăsta are în plus și slănină acum, nu? Da. Și el trebuie să se dinstuie, nu? Sigur. Primească așa o culoare maronie, ușor maronie, nu? Aurie. Și după aia? După aia venim cu ardei. Când s-or căli și ardei, venim cu carnea. Bun, văd că doamna
Doamne, am terminat cu și cu ardei și cu prazul. Prazul l-am băgat deja. Mai pun un ardei. Mai un ardei. Așa. Că nu corespunde culoarea. Prea mult roșu. E prea mult roșu. Aici lucrăm la culoare acum. Trebuie să aibă și aspect, nu? Am înțeles. Păi da. Bun, bun, bun. Golește aici. Și astea toate se pun aici. Tot sigur. Aici. Golim și asta. Goliți-l acolo tot. Așa. Așa. Bravo. Acum așteptăm să se călească ceapa. Am înțeles. Bun. Taie carnea până atunci. Deci mergem să vedem ce face. Apă. Trebuie apă. Ionele! Hai încoace. Mergi, tu știi unde e apa? Da, 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 da. Hai. Ăsta e izvorul ăla de care mi-ai zis? Hai că te duc la izvorul de apă bună. Ăla care fierbea, ce ne-ai zis săptămâna trecută, nu? Hai că-ți povestesc pe drum, da. Bun, gata, mergem, hai. Mergem la izvorul ăla. La izvor la... Ne-ai povestit în emisiunea trecută? Exact, la izvor la Savăta, unde e apa aia moale cu care fierbe fasolea. Fasolea repede. Da, practic asta e o legendă, că exact. Așa, nu? Exact. Toată lumea lua apă de acolo. Da. Puteam să trecem pe aici, dar fiind apa mare nu avem cum și mergem mai în față, e un podeț acolo. Și trecem că izvorul e pe partea cealaltă, pe sub deal. De podețul ăla ce se vede acolo. Aha. Bine, hai să mergem. Hai să mergem. Bă, dar a plouat bine aici. A plouat bine, bine, vezi? Fii atent, haide. Deci dacă plouă 2-3 zile... Fără mașină de ferme. Nu, n-aveai cum să intri. Le mâncă și câini aici, fratele. Da, dulei de la oi. Ăsta e podețul? Ăsta e podețul pe care putem trece dincolo. Uite aici, fiecare ridicătură din asta înseamnă că aici a fost o casă. Vezi? Movilele astea. Hai că mai avem... Mergi până la izvorul ăsta. Mai avem puțin. Uite, acolo... Și-a prins vreme. Vrem... Să sperăm că nu plouă. Până acum e super vreme. Da, foarte. Hai să vedem pe unde putem trece. Părăsită, ce uite că? Pe aici, că nu putem trece pe acolo, că e apă, pe aici nu. Ce faci, sărăcuțe? Uite ce micuț e, sărac. Ăsta e de astăzi sau de când? Doamne, de nici nu stă în picioare. Săracul, ce mic e. Vai, cât e de frumos, sărăcuțul. Cred că e de azi, fătat. Uite că am ajuns la izvor. Izvorul de la Savăta. Vezi? Da. Familia de oameni care au rămas aici, i-au pus tubul ăsta de practic, ulerul ăsta de beton, că izvorul practic, dacă ne uităm bine, se află într-un butoi vechi de peste 70 de ani. Ăsta curge în continuu și alimentează. E apă cu găleata aia sau cum faci? Da, luăm apă cu găleata aia, că aia probabil au pus-o oamenii aia să nu bage fiecare sticle și alte șmecherii înăuntru. Luăm apă. Și golim în sticlă. Așa. Deci ăsta e izvorul sub deal aici, uite. Da,
S-a acoperit frumos? Da, l-au acoperit. Să nu plouă în el. Să nu cadă frunze, să nu... Da. Avea un capac înainte și cum i-au făcut șmecheria asta, că luau capacul și lăsau fără. Hai să mergem, că se... Mergem în așteaptă... Caramelizează ceapa. Da. Hai, gata. Hai. Hai, hai! Hai că vine ploaia! Gata! Am ajuns în sfârșit! Ați desatul până veniți voi cu apa! Ce ați mai pus aici? N-am pus, a terminat de tăiat ardei tot, acum carnea. Da. Mergem să vedem dacă s-o călice apa. Da, haideți să vedem. Așa. Ia vezi. Ia să vedem. Așa. Gata, și apa acum băgăm ardei. Așa, te vezi ce culoare are? Da, da. Așa. Ducem ardei. După ardei. Hai cu ardei. Flori, dacă ai terminat de tăiat carnea, să pui să frigi niște mici la băieții și niște aripioare, că le-o fi foame până terminăm noi. Păi da, îi merge greu cu lașul ăsta. Păi trebuie încet, nu ne grăbim, nu? O, ce culoare frumoasă are. Ce culoare vine. Așa. Un vin. Păi vin cu bere merge, vin cu bere cu țuică. Cine bea vin, bea vin, cine bea bere, bea bere. Ah. Nu, eu nu beau, că eu conduc. A, poți să... Nu. Se Ioane, hai că tu ești condus, nu mai conduci. Dar el e... Ești, tu bea, da. Că ești relaxat. Bun, deci aici văd că e carnea pregătită, da? Acum așteptăm să se călească și ardeiul. Așa. Până băgăm și carnea. După aia punem carnea în... Și după aia o turnăm în... În ceaun. În ceaun. În ceaun. Hai să, da, mai așteptăm, hai să vedem cum stăm, sigur. Da, da, da. Sigur. Lumetaie, zici. Da, mai stăm, da, o țară acum. Zigzag. Da, da, bun. Dar ne înțelegem, știi? Da. Asta e cala cu ungurul, știi, care... Fiate, numai să pe cu vaca. Cu vaca când, da, pui carnea, da, dar ți-o zic, da, asta, da, cu ungurul. Și că intră într-un magazin, știi? Zice... Dați-mi, vă rog, un gulaș. Tot vânzătorul ăla zice... Lumetaie, ești ungur. Ce contează? Ce mai e dacă sunt ungur? De unde știi dumneata că sunt ungur? Ce? Dacă am ținut un gulaș acum sunt ungur sau de ce? De unde știi că sunt ungur? Păi aici e magazin de electrice. Așa e bun. Bun. Am crezut să-l agățăm undeva. Hai că băgăm și carne acum. Unde l-agățăm? Băgăm și carnea, da? Unde agățăm? Îl duce înăuntru. Înăuntru știu să-l duc și eu. Am zis că aici undeva, în pom. Uite încolo la gard, dacă vrei să fie mai... Da, așa, ia farfuria mică. Ce bine e să stai și să te uiți. Și să dai ordine, nu? Nu dau ordine eu. Tu primești? Eu asist. Așa, așa. Punem capacul, mai stăm puțin. Așa. Amestecăm. Fii atent ce e acolo. Nebunie. Ai, ai. Mai povestim sau ne uităm și la ceaunul ăsta cum stăm, că deja vremea trece. Păi ne mai uităm. Vinde. Vine ploaia. Mai spune o poveste eventual dacă nu e gata. O, sau... arată. Super, super. Sare să nu uităm că e mai trebuie, da, la final și crumpli și... Gata. Hai, Ioane, hai să mai bem ceva. Hai. Hai că-ți spun eu una. Mai bem acum. Băutul, știi? Ia zi. Una la rugă venea un uică de-a lui tatăl meu, uica Victor. De la Stanciova? Noroc, eu nu mă țin. Noroc, de și când intra pe poartă, primul lucru îl întreb... tatăl meu îl întreba: uica Victor, ce bei? Păi așa se întreabă, nu? Ce ai, George, ce ai? Da, tot ce-o fost. Dar spun eu de ce. Pentru că era, înainte era unul și venea tot la un văr, frate, și era. Zice: ai mâncat? Păi am mâncat.
Fă, ți-aș fi dat un par de rechei dacă ai mâncat. Nu mai merge rechea, nu? După un timp, iară, vine. Ai mâncat? N-am mâncat. Ți-aș fi dat un par de vin, dar dacă n-ai mâncat, n-ai după ce să vin, nu? A treia oară când vine, n-am mă, George, ce bei? Ai mâncat? Păi și-am mâncat, ce n-am mâncat, nu? Adică... Orice-i dă e bun, nu? E bun, da. Păi da, dă-i și el orice, nu? Hai noroc. Hai noroc. Noroc. Bine, fi. Cred că punem... Punem cartofi? Punem robotul la curățat. Rumpi, nu? Mergem să punem boiaua. După dumneavoastră. Carne am pus-o? Oh, de mult, nu? Am și uitat de ea. Cum bine am zis? Nu. Păi, eu... Fii atent, uite acolo. Nu-l bănui, numai... Ui, ce frumos arată. Hai de mine. Nu mă la foc mic aici, floare, că aici cât uzam o lăsat. Ionele, o rechie de la... O rechie de la nază. Pune un deget. Data viitoare mergem la izvorul sfânt. Mergem, mergem, dar pe sus, pe hotar mergem. Nu de vrei tu, până de loc mai frumos. Da. Și plecarea o facem pe hotarul ăsta la... Ducem pe Brancu să ne facă niște povești. Da, 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 da. Da, suntem aproape gata. Acum vine domnul cu apa. Ce faci, Ionele? Mănânci? Nu mai pot. Hai, dați cu apa! Hai că vine băiatul! Ce mirosuri aici! Ionele, hai AFG-ul, Ioane! Imediat, imediat! Imediat! Oi, oi, oi! Așa! Ia uite, te țin de el o țără? O țără! Da-ți! Asta-i frate! O dată-i bun! Dai să amestecăm o țără! În zamă! În zamă, așa! Așa! Cam banat. Uita, și acum îi dăm foc, da? Și acum mărim focul? Mărim focul. Și o lăsăm o țâră la foc mare, nu? Sigur. Cam cât? Păi acum nu știu, depinde, când până fierbe, e fiartă carne atunci. N-are o legulă, nu-i, domnule, 5 minute, 10 minute, un sfert de oră. Nu, asta nu. Și sare? La urmă, la urmă. Deci, hai să, că ne-am grăbit poate o țâră la început, ce avem în ea? Am pornit așa, cu ceapa. Ceapa. Morcov. Ceapă, ardei, morcov. Ardei, morcov, da. Pormă, carnea. Carnea de vită. De vită. Când e aproape fiartă, băgăm crumpii. Păi încă crumpii nu, nu am. Nu, 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 păi dar avem, am pus carnea. Da. După care? Crumpii curăță mai târziu, că dacă curăță negres, nu? Am înțeles. Așa. După care am pus o țâră de boia. După aia o țâră de boia. Acum am pus acum apa. Am pus apa, la fiert. Și acum urmează să curățăm repede niște crumpi. Niște crumpi. Pe care îi adăugăm când e la, cam la urmă. Așa. Crumpii cu sarea la final, nu? La final. Bun. Facem niște găluște. Când dăm dacă așa gustul, zic, dar la unguri zice că ori crumpi, ori găluște. Și una și alta, nu există. În banat punem și una și păi, alta. La ungurii din banat. La ungurii din banat, bine. Hai da. Și acum îi băgăm cartofii la... La ceaun. Cartofii la ceaun. Penultima fază. Asta e penultima fază? Penultima fază. Păi mai încape ceva aici? Păi o să mai încapă, că o să mai scadă puțin. Ionele! Ionele! Da? Hai să vezi penultima fază și că mai încape ceva aici.
Cred că trebuie să mai scoatem afară. Aoleu! Hai de mine și de mine. Mai cap găluște aici? Da, păi o să mai scadă. Băi, câteva vin alea. Așa, singur. Cum a lăsăm până mai scade? Da, păi să fiarbe cartofii, nu? Că nu-ți fierți. Da, asta nu era înăuntru, ce asta? Ceva pentru decorat. N-are, dar ce-i? Leuștean. Are un rol sau nu? Asta ai de gustul. Sigur. Asta e proaspăt cules acum, este? Da, da. De pe deal. Acum, din vale, că pe deal nu crește leușteanul. Păi, eu nu mă pricep. De la Ionel din grădină. A, de la Ionel din grădină. Sigur. Vine cineva cu bulionul ăla. Așteptăm o tură. Mai stăm un pic, sigur. Mai stăm. Mai dau un clocot. Hai să vedem. Hai să vedem dacă sferți cartofii. Dacă vine ploaia. Așa avem noroc tot timpul. Când e luna, acum vine ploaia. Bun. Flori, apucă-te de găluște că sferți crumpii. Bun, ei. Pe ultima sută poate ne ajută și vremea. Da. Dacă nu ne îmburdă. Nu, no, ne budă. Că... Ne ajută. Îl sperăm. Curea. Repede la găluște. Cam în 10 minute, cam atât cam. Trebuie, nu? Atât aș fi să gata. Ne mai țină. Dar păi nu știu dacă mai ieșim cu mașina de aici, nici cu jeepul cred că nu ieșim. Ieșim. Deci acolo, ieșim? Acolo, sigur. Hai să vedem. Mă iem lingura, nu? Să nu se prindă. Așa. Asta și cresc când... Un pic, sigur. Da? Sigur. Dar nu-s ca alea de supă, nu? Sau tot așa? Nu, pe alea... Astea-s micuțe, nu? O să fie niște găluște micuțe, practic. Astea-s din făină și alea sunt din gris. Gata, acum în 10 minute și între timp... Finisăm și gustul. Așa. Stai că frunzele după ce pun... A, păduceți o tărie, nu? Tot. Ai. Să nu iasă prea picante, nu? Sau nu? Păi, nu exerci, dacă nu-i picant, nu? Înseamnă că nu-i... Nu-i gulaș, nu? Bine arată. Acum scoatem frunza asta. Care a fost numai ca să-i dea aroma. Sigur. Așa. Și o să aducem altele tăiate. Ultima fază. Și poate să vină ploaia după aia. Ai. Uite găluștele ce s-au umflat. Bine arată. Gata. Hai, să gata! Ia să vedem! Gata! Bine arată! Gata, hai! Gata, hai să-l ducem! Ia că n-am fost păcătoși... O ținut Dumnezeu cu noi! Gata, hai dați la masă! Treaba e gata! Acum surpriza! Ai! Ce bine arată! Ce e mai bun decât ai venit, ai filmat, ai mâncat și ai fugit. Motivul e clar că vine ploaia, nu mai ajutăm la spălatul vaselor, nu? Așa. Oi. Ionele, mâncăm rapid și am dus-o. Avem și motiv că vine ploaia. Ajunge. Aoleu. Doru, pune puțin ca să apucăm să și mâncăm.